Acvariul din Constanța a fost închis pentru o perioadă nedeterminată. Conducerea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii a luat această decizie pentru o serie de reparații urgente care trebuie făcute la clădirea care adăpostește acvariul. Recent, o bucată mare din tavanul acvariului s-a desprins din cauza unor infiltrații și a căzut provocând panică printre angajați și vizitatori. În momentul incidentului, în acvariu se aflau mai mulți vizitatori, dar și personalul angajat. Din fericire, potrivit conducerii Complexului Muzeal, nimeni nu a fost rănit. Directorul Complexului, Iulian, călina a declarat pentru Doto TV că în prezent se lucrează la un plan de reparații și că acvariul nu va fi deschis până când specialiștii nu vor da asigurări că imobilul nu pune în pericol siguranța vizitatorilor, a angajaților și a exemplarelor marine. Acvariul din Constanța a fost inaugurat în anul 1958. Din 1973 este cuprins alături de alte obiective planetariu, observatorul astronomic și delfinariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.